ceap, țara, papac. N-ai să crezi, nene, Mercedes-Benz 20 și 01 de minute, 27.6. Ideea știi care este? Că am vrut de multe ori să reușesc să ajung aici, dintr-o bucată, și am reușit. Am un minut de pauză. Ideea știi care e? Că am oprit o singură dată aici, cu Adi, când am fost prima oară. 4 ore și 12 minute am făcut până aici. Foarte fericit, n-ai să crezi. Vreau să îmi și pun ăsta la favorite. Meniu. Îmi place aici pentru că au cafea bună, au restaurant, au absolut tot ce trebuie aici. Mai știi să pui la favorite, Valentin? Nu știu dacă mai știu, dar mă uit acum. Uite, chiar aici. Bun, mai multe, adaugă la favorit și ce să scriu eu aici? Cafea bună. C-A-F-E-A space B-U-N-E. Povesteam cu băieții de pe grupul nostru de WhatsApp și zic Papio! Și zic, gata frate, că am ajuns, gata. Tura trecută mă oprise mai în spate, este ceva pe eco. Meniu, traseu, pac, caută și dau aici la favorite și aici le văd pe toate, știi? Cafea bună și firma H, pac, pac, pac. Foarte fan GPS-ul ăsta, mulțumesc frumos, dacă vrei și tu un GPS din ăsta, intre aici pe navihd.ro și îți comanzi un GPS. Dacă tot vorbești cu cei de acolo, le spui, bă, vreau și eu un GPS ca al lui Valentin. So, nene, mă duc să-mi iau un cofitos și mai vedem ce-a mai fi. Îți recomand dacă ajungi pe zona asta, exact unde scrie aici, restaurant non-stop, da? Este vorba despre clădirea asta de aici. Îți recomand să-ți iei o cafea din asta cu lapte. E ce trebuie, nene, ce trebuie. No, că a început să plouă. I-auzi? Wow. No, mă pregătesc și eu să merg. Chestia aici să o arunc. Opa. Bun, cafeluța. Treaba e bună. Trebuie să-mi pun asta că vreau să-mi încarc și telefonul. Vezi că și cablurile astea când le cumperi sunt unele care îți permit încărcarea rapidă și sunt unele care nu îți permit. Mie ăsta îmi permite încărcare rapidă. Îl am de foarte multă vreme cablul ăsta. Și folosesc pacnet din ăsta, știi? Că e foarte ok. El este Darius. Este un membru din grupul nostru de WhatsApp de foarte, foarte multă vreme. Chiar m-am și întâlnit cu el. Și dacă vrei să mai dau un indiciu, cântă fain la saxofon. Serios, cântă pe la nunți. Bă, mi s-a părut foarte interesant. Eu consider că cei care mânuiesc instrumentele astea și cântă cu ele, no, produc muzică, ca să zic așa, cred că au ceva dezvoltat în plus, cel puțin față de mine, ca să zic. Serios, cred că e o chestie foarte interesantă, adică să înțelegi și să cânti pe note chestii din astea. 50 de minute, acolo suntem, opa așa. Ia uite mă că și GPS-ul știe că pauza dumneavoastră s-a terminat. Băi, foarte tare GPS-ul ăsta. Jucabucas. Bun, până aici. Ciap, 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 ciap. Aia mă, că a început cu ploaia. Băi, astăzi a fost chiar ok, frate, pentru că nu a mai fost soare, știi?
No, ideea este că trebuie să ies de aici și trebuie să ies cum se cade. Foarte la soală zona asta, să zic așa, pentru că e curb aici. Trebuie să și pune în viteză, Valentin, dacă vrei să plece camionul. Ok. Foarte nasol că circulă cu viteză pe aici. Super, am ieșit de aici. Bun. De aici este și zi din ăla, magazin din ăla de unde poți să-ți cumperi chestii, știi? Foarte, foarte ok parcarea asta aici, numai că nu ajungeam niciodată la ea, ca să zic așa. Acum am făcut 4 ore și 12 minute și am ajuns destul de ok. Nu, hai să mergem. Eu folosesc șervețele din astea de la Smiley. De la Smiley, înțelegi cum se... Just a moment, please. Ok. Așa, așa. Îmi place foarte mult să le văd aici, știi? Le-am mai tot pus și îmi place să am contact cu ele. Nu despre asta vreau să povestesc. Ideea este că nu vreau să povestesc despre nimica. Dar dacă tot suntem aici la povești, hai să discutăm despre unul, despre altul. Pentru că despre una, despre alta nu prea mere. Bă, ba da, mă, uite că și aici. Mai ții minte când m-am oprit aici și m-am dus în... Deci ratasem ieșirea, ca să zic așa. Și m-am dus pe partea aia încolo să mă plimb. Da, mă. No, bun. Power off. Ideea care este că, uite cum sunt zonele astea. Este o zonă de apă, de ploaie, de, știi, trebuie avut foarte mare grijă, mai ales că suntem pe aici pe sate. Și pe sate, no, mai sunt căruțași, mai sunt din ăștia. Am aprins toate becurile, le-am aprins. Baterie slabă, senzor de presiune. E ok, nu e niciun fel de problemă. 19:54, 8, 9, 10, în jur de 11. Probabil că, mamă, ce frumos e manul ăsta. Avea lag la număr. Știi că se mai întâmplă rețeaua să mai dea lag câteodată. Nene, ce să zic, că sunt foarte fericit și nu-mi permit, ca să zic așa, luxul în a fi supărat. Sunt anumite lucruri care mai mă deranjează din când în când. Vorbeam despre oamenii care... Bă, sunt unii... Nu e bine pe aici, bă. Trebuie să mai stai un pic. Am înțeles. Sunt unii oameni care, băi, parcă niciodată nimic nu îi mulțumește, știi? E groapă aici, Vasile, tu l-ai fetă. Și de asta eu zic că ar trebui să fiți un pic mai atenți, să fii un pic mai atent la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Și eu mai am câteva provocări așa din când în când. Și stau așa, mă gândesc și zic, zic, uite și la ăla, zic, ce cap o fi având de o făcut treaba asta, știi? În sfârșit, oameni și oameni, frate. Dar ideea este că trebuie cu toții să găsim plusul, dacă vrei. Uite aici o șerpuire, Jalombas, n-ai să crezi. Trebuie să găsim plusul din viața noastră, care este peste tot. Numai că uneori nu avem vreme să-l vedem, ca să zic așa, știi? Ceea ce e foarte nasol, pentru că avem foarte, foarte multe chestii plus. Stai să dăm ăsta pe A, că aici funcționează el cam cu 10% mai bine. În rest, Mercedes-ul ăsta este un obraznic. Păi nu, mereu, mai trebuie să mai schimb eu de aici și zic, hai, dar acum dă-i tare, 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 hai că poți, 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 poți. I-am schimbat și becurile, zic, bă, poate de la becuri nu prea trage, știi?
Cine știe ce-o fi în motorul lui? Chiar apropo de chestia asta cu neural link ăla, știi? Senzorul ăla, tot face figuri senzorul ăla. Ce părere ai de chestia asta? Oare o să fie evoluție sau mai puțin evoluție? Apoi am vedea ce mai fi. Gata, aici e leșinat tot. Ce vorbești? Nu mai poate. Nu mai poate. Ești de sufletul până ajunge sus acolo. Consumă și 400 de litri de motorină. Ce vorbești? Cornițel. Și noi avem acțiunile astea, ca să zic așa, zilnice. Uite, ăsta are casa asta, da? Probabil că este supărat. Zice, bă, uite ce casă dărăpânată am. Bă, dar sunt alții care dorm în Burieni. Sunt alții care dorm în Paris, da? Și dorm pe sub poduri, pe acolo. I-a văzut Valentin, dar cum să nu? Când am ieșit și am zis, bă, vrea țigară? Da, frate, de unde ești? O, tu l-ai vetă, zic, ăsta vorbește rău, ești nebun. Înțelegi cum zic? Dar el e parizian. Da, mă rog, e de la Suceava, de acolo, în sfârșit. Și ar trebui să fim recunoscători, nene, pentru ceea ce primim în fiecare zi și cu atât mai mult. Procesează tu asta mai departe. MHL. Ce fain arăta, n-arăta fain, chiar arăta fain. Nu știu cum o fi oare să lucrez pe basculă din aia. Oi, ia uite ce Scania fain acolo. Red Scania chiar. Da, o, frumos. Ia uite ce frumos se vede acum, văd. Ce super. Da, o, îmi place să admir așa peisajul. Haide. Uite, te mai ajut eu un pic. Ia zi, acum poți? Poți. Mamă, ia uite ce a luat o tare de tot. O, că te strigi, dracului. Nebunule. Gata, schimbă că nu mai poți. Gata, așa. A, dar ai schimbat prea mult, trebuia jumate. Nu știu. Știe el ce face. Avem foarte multe task-uri din astea zilnice, ca să le numesc așa, și de foarte multe ori uităm de noi, știi? Bă, stăteam într-o zi chiar și mă gândeam, zic că, bă, care o fi tipologia șoferilor, știi? De ce? Pentru că sunt oameni oarecum singuri, să zic așa, da? Deci noi șoferii petrecem foarte mult timp singuri, doar noi cu noi. Și am ajuns la o concluzie, frate, pentru că există oarecum o posibilitate, o variantă, ar fi că unii șoferi refuză mediul în care trăiesc. Inconștient, de fapt, știi? Adică nu este la modul că zice, bă, mă duc, iau camionul, iau mașina, mă duc pe comunitate și nu știu ce și nu știu cum. Dar de fapt, în subconștientul lor este o fugă de o ceva responsabilitate, probabil. Asta mă gândeam. Mie, spre exemplu, dacă mi-ai da să aleg între a avea acolo o cabană, între munții ăia, între pădurile alea, copacii aia pe acolo, și a conduce un camion, eu aș alege cabana aia. Serios îți spun. De ce? Probabil că, nu probabil, sunt sigur că m-aș simți mult mai bine acolo. Nu contest că nu sunt bine aici unde sunt. Mulțumesc pentru ceea ce am și sunt recunoscător. Variantele două, da? Deci ce alegi, camion sau cabana? Cabana. Deci doar așa, doar cele două, fără alte chestii extra aduse, știi? Doar atâta. Eu aș alege cabana, frate. Da, mă, și chiar stăteam și mă gândeam, sunt foarte mulți oameni care fac lucruri oarecum involuntar, ca să zic așa, știi? Bă, eu folosesc retarderul și pe apă. Pe apă, pe ploaie, este umed jos, nu este înghețat, cred. Mai pun retarderul, mai și schimb, știi? Și îl oblig pe el să-mi frâneze el mai repede.
ca să folosesc eu cât mai puțin frână. Să-l pun pe el să lucre, dar nici la vale nu i-o plăcea. Tu l-ai văzut. Autors. Astea cu mașinile mi se par periculoase din punctul meu de vedere. Deci ceea ce mi se pare mie periculos, ca să zic așa, chestia asta în care să duci mașini cu trailerul ăla, cum se numește, autotren, habar n-am. Și chestia aia cu cisterna, frate, să cari chestii care sunt toxice și, hai de cap, nu-mi plac chestiile astea. Mă, încet că este ceva marfă înaltă aici, Valentin. Să nu le prăpădim. Da, păi nu-i incomodez pe nimeni, nici nu are rost să mă grăbesc, nene, mă las ușor așa la vale. Dăm mai sus ca să se ducă. Nici nu m-am atins de frână de când am coborât. Acum schimb și îl oblig pe el să-și facă o frână de motor mai puternică, știi? Acum vin înapoi în sus, i-am dat 8, îl țin aici în 2 și el coboară 0. Mai dau în sus ca să pun un 9 și din 9 puțin retarder 1, 2, 1, 2 în jos și a pus în 7. Puțin agresiv, dar eram la o vale mult prea puternică. Sus și retarder înapoi pe 2, chiar pe 0, de ce nu? Da, foarte ușor poți să cobori și nu folosești frâna deloc. Știi ce am observat la retarder? Că este o chestie care m-a interesat și am urmărit-o. În momentul în care tu pui treapta 1, nu se întâmplă nimic. Da? Începând de la treapta 2 și treapta 3, se aprinde un pic roșu, stopul pe frână.